Astăzi, 27 iunie, se desfășoară primul eveniment TEDx din județul Vâlcea. Este vorba despre un format global de conferință care are scopul de a exprima și de a pune la oaltă idei și visuri mărețe pentru aceia dintre noi care vor și îndrăznesc să facă lumea mai frumoasă. Evenimentul este adus la Râmnicu Vâlcea prin intermediul ONG-ului Mișcăm Vâlcea și are ca scop crearea unui mediu propice dezvoltării și ascensiunii pe mai multe planuri a comunității vâlcene. Conferințele TEDx tind să se întâmple în orașe universitare și Vâlcea are nefericirea de a nu fi un oraș universitar, cel puțin nu unul foarte mare, avem un pic de educație terțiară. Și gândul nostru a fost, dacă nu putem să creăm o companie care să angajeze oameni în cercetare sau în joburi extrem de bine plătite și nu putem să creăm o universitate, haideți să aducem tipul de entertainment cultural pe care l-ar gusta acei oameni, astfel încât atunci când antreprenorii aceia buni vin și pornesc astfel de business-uri și construiesc acea universitate, oamenii aceia să aibă deja ce să consume, cumva să atragem viitorul un pic mai devreme în Râmnicu Vâlcea. Tema în jurul căreia sunt construite discursurile invitaților de la TEDx Râmnicu Vâlcea este Growing Together. Creștem împreună. Cu alte cuvinte, puterea comunității duce la rezultate uimitoare. Invitații aleși sunt acei oameni care au folosit puterea comunității din jurul lor pentru a crea rezultate neașteptate în viața lor și a celorlalți. Din toate aceste proiecte despre care o să ni se vorbească astăzi, din diverse domenii, fie că vorbim despre cercetare, despre asociații, despre filme, despre muzică veche, în realitate vorbim despre puterea oamenilor, atunci când au încredere unii în ceilalți, să construiască lucruri mai mari decât ar fi crezut vreodată posibile. Și cred că ăsta e genul de încredere și genul de idee pe care dacă am avea-o mai mulți am fi dornici să construim astfel de lucruri. Și sper sincer să facem vâlcenii să viseze un pic la ideea asta. Printre invitați se numără și celebra voce a filmelor copilăriei multora dintre noi, Irina Margareta Nistor, o prezență obișnuită a evenimentelor TEDx România, care se consideră prin intermediul filmului o călăuză spre o lume neștiută. Culmea este că prima dată m-au căutat din Italia. A fost foarte nostru, că în România până atunci mărturisesc că nu știam mare lucru și după aia am descoperit și e o lume care creează dependență, categoric. Iar la voi, la Râmnicu Vâlcea, vine aproape în fiecare an de imnului și dăm un film în piață când nu plouă și mi-era chiar foarte dor să mă întorc aici. În principiu, tocmai ideea Growing Together, iarăși eu cred că pentru mine s-a inventat titlul ăsta, pentru că mare parte dintre voi ați crescut cu vocea mea, cei ceva mai mari decât tine, așa, ca vârstă, dar și cei mult mai mari decât tine, așa, și cred că, de fapt, am crescut împreună pentru că era o perioadă extrem de dificilă, în care nu se putea călători și atunci singura șansă erau filmele și eram o călăuză și pentru cei care ascultau traducerile, pe care recunosc că nu, eu vreau filme subtitrate, am fost un rău necesar, subliniez asta de fiecare dată, dar nu se putea altfel, tehnic vorbind. Am fost o călăuză și pentru cei care își petreceau așa seriile, nopțile, dar și o călăuză pentru mine, pentru că și eu la rândul meu le descopeream la prima vedere și realmente a fost un growing together, pentru că am descoperit o grămadă de lucruri simultan. Organizatorii își doresc ca evenimentele TEDx să continue la Râmnicu Vâlcea, următoarea întâlnire putând avea loc chiar la toamnă, dacă vor fi condiții prielnice, având în vedere pandemia pe care o traversăm.